Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. În acest vlog vom vorbi despre cum aflăm dacă o capră este gestantă. În primul rând, uitați, le au mâncare aici. Abia ce le-am pus mâncare. Cum aflăm dacă o capră este gestantă? În prima săptămână, când o capră, după ce a fost montată, veți vedea în zona genitală un lichid. Mai precis aici. În zona genitală veți vedea un lichid alb. În prima săptămână. Și vă veți da seama că este gestantă. 1. 2. În a doua, treia lună de gestație li se va umfla tot zona genitală. Deci totul se petrece în zona genitală. Veți vedea că ea se umflă. Adică când se umflă nu este o problemă. Asta este așa. Tot în luna a doua, a treia, îi va crește burta și va fi lăsată în jos, ea nu va mai fi ținută cum, de exemplu, de spate exact. Așa, în a patra lună vom vedea că ea depune pulpă. Adică ea va începe să depună carnea din pulpă mai exact, pentru că ea și-o retrage. Dar în luna a patra va începe să procure tot, de exemplu. Stați că nu prea stă, ia uitați, asta nu mai are mult și trebuie să fete. Și cum v-am spus și în celălalt clip cu capre, înainte, cu câteva zile de a făta, tot în zona genitală veți vedea un lichid alb. Adică atunci curăță iedul din ea și va făta în câteva zile. Așa, ia uitați Eduța cât este de superbă. Ia uitați-o. Iubirica mea mică, frumușica mea mică și iubită. Țăpușorul stă, ia uitați-le acolo. Golanul mic. Fetița mea, iubirea mea mică. O pupă pe fetiță. Și frumoasă. Ia uitați-o pe aceasta. Vă cum vedeți, toate au burțile mari. Mai ales aceasta are o burtă imensă. Și aceea. Și dragi prieteni, cam acesta este clipul, nu îl mai lungesc pentru că sunt minus 13 grade și nu vreau să mai stau în frig. Cam acesta este clipul, dacă vă plac vlogurile mele v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!